Valentin D'Angelo este un pictor cunoscut în Noua Zeelandă. Nu și ascunde originea, e chiar mândru că este român, dar și așa cu greu ai bănui că persoana din spatele semnăturii, D'Angelo, e de fapt din România. Mulți constanțeni își mai aduc însă aminte de Valentin Ilie, pictor scenograf la Fantasio în Constanța, unde picta decorurile pentru spectacolele teatrului. În România, mai bine zis la Constanța, pictam la Teatrul Fantasio o perioadă și aveam expoziții la litoral în fiecare vară. Era superb. Și mi-aduc aminte cu mare, mare plăcere de anii petrecuți în România. Acolo semnam Ival, de la Ilie Valentin Ival, pentru că atunci când am venit aici, Ilie Valentin trebuia era greu să pronunțe și să iasă, atunci am decis să-mi schimb numele artistic, nu cel din pașaport, numai cel artistic, Angelo Valentin. Aici e o mare simpatie pentru italieni. Acum câțiva ani a fost America's Cup, cea mai mare competiție de iahturi, și italienii au fost cu un iaht care se numea Luna Rosa și puneau muzică când plecau, și de atunci e o mare simpatie pentru italieni. Și atunci e mai bine, Angelo, D'Angelo, D'Angelo, toată lumea D'Angelo, D'Angelo, sună și bine. Am colaborat cel mai mult cu domnul Oleg Danovski și cu conducerea teatrului, cu domnul Aurel Manurache, pentru care am o mare dragoste și un om absolut excepțional. Probabil că n-aș fi supraviețuită mental în atmosfera de nanie, dar el m-a ajutat 30 și ceva de ani. A fost ca și copilul lui. A fost senzațional să lucrez cu actorii de acolo, cu balerinele, cu atmosfera care este într-un teatru. Și Teatrul Oleg Danovski este un teatru de excepție. S-a hotărât să-și caute norocul prin lume, târziu în viață, când și-a urmat fiica tocmai la Antipozi, în Noua Zeelandă. A descoperit atunci că tablourile create prin harul primit de la Dumnezeu sunt apreciate de iubitorii de pictură, stabiliți sau aflați în trecere pe tărâm neozeelandez. Avea și experiența mai multor decenii în care își expusese creațiile vara la Mamaia și a simțit că asta trebuie să facă în continuare, să-și introducă lucrările în circuitul expozițional din țara de adopție. A reușit și a înțeles repede că asta îi oferea posibilitatea unei vieți lipsite de griji financiare. Așa s-a decis să rămână în Noua Zeelandă. Ce știi să spun, n-am plecat niciodată din România, eu sunt acolo. Până toate firele cu televiziune, computer, totul, ții o legătură, mă costă destul de mult să țin legătura asta telefonică și totul, dar eu sunt tot timpul acolo, sunt prezent. Nu poți să pleci din România, ci poți să faci o excursie de mai mulți ani. Prima dată am venit în 95-96, am stat 2 ani și m-am întors în România, am venit la fiica mea, pentru că fiica mea era studentă aici și am stat 2 ani. Am făcut bani atunci când am stat și urmă m-am întors în România pentru că simțeam că ceva nu e în regulă cu inima. M-am întors în România, am făcut un atac de cord și după aia, în 2000, m-am reîntors să stau cu fiica mea, cu Astrid. Mă simt bine în Noua Zeelandă, este o țară minunată, o țară extraordinară. Probabil că e paradisul pierdut. E un paradis, dar trebuie să te aclimatizezi, în primul rând să vorbești o engleză fluentă, e foarte, foarte importantă limba, e cel mai important. După aia să ai o profesie bine definită, bine definită și să fii bun profesionist. Probabil că fără să continuu pictura n-aș fi putut să stau pentru că una aveam o vârstă când am venit și a doua, îți trebuie cel puțin să fii tânăr, trebuie să fii tânăr, să te integrezi. Este o luptă puternică să te integrezi și să vrei să te integrezi, dar când ești muzician sau pictor sau artist, atunci este mult mai ușor și îți găsești colegi care imediat te iau în brațe și vor să te ajute neozelandeze și când ești de-al lor, zice, indiferent de unde vii, din estul Europei, unde suntem priviți mai ciudat, dar când ai o profesie, mai ales asta artistică, atunci imediat
te asimilează. În doar câțiva ani, Valentin Ilie și-a găsit locul meritat printre artiștii plastici neozeelandezi, reprezentativ prin valoare. În țara maorilor sunt mulți împătimiți de artă în general. Pe lângă sculptura în care excelează descendenții maorilor și pictura i-a atras pe mulți dintre aceștia. Ca român este o chestie extraordinară ca să vezi că în 10 ani am reușit de 3 ori să fiu în calendarele naționale. Asta este foarte important pentru că e o competiție acerbă. Sunt 800, 900, 1000 de pictori care se bat pe 12 locuri, pe 12 luni, ianuarie până decembrie. Sunt calendarele naționale care se vând în tiraj de 1 milion, care eu nu primesc bani mulți pentru asta, dar publicitatea gratuită este imensă, pentru că calendarele se vând în aeroporturi și turiștii în toată lumea cumpără calendare din Noua Zeelandă și atunci în fiecare an își aduc aminte de Angelo Valentin. A participat la mai multe festivaluri unde a insistat să se știe că este pictor român. Am participat la 2 festivaluri internaționale de pictură din partea Noua Zeelandă, dar am pus în față o placă și am scris Romanian artist. Și directorul festivalului m-a întrebat: te-ai hotărât ce vrei să fii, neozelandez sau român? Și am spus, păi eu sunt născut român, dar stau în Noua Zeelandă și așa că nu deranjează să până... Toată lumea știe că festivalul e Noua Zeelandă și că e român, uite, e și un român aici. N-a fost chiar încântat, dar m-a lăsat să... Nu mai era prea târziu, că publicul venise și asta și... Într-adevăr, atunci au venit și români, foarte mulți, foarte, foarte mulți români. Un domn din Baia Mare a venit și m-a întrebat: domnule, dar ai pile mari de tot, domnule. Cum ai ajuns, domnule, aici să te iubesc? N-am pile, domnule. Am atâta talent cât Dumnezeu mi-a dat. Am participat la cele 2 festivaluri de arte internaționale în 2005 și 2007, unde am fost invitat, și la festivalurile astea, care sunt anuale, în luna februarie, sunt invitați artiști, pictori, sculptori, artiști fotografi, tot felul, toți oamenii care... tot felul de oameni talentați, care sunt reprezentativi pentru Noua Zeelandă și cu care ei se mândresc. Și atunci festivalul este timp de 1 săptămână și în timpul verii, în februarie, aici este vară, și turiștii, mai ales în Statele Unite, Japonia, Canada, vin și vizitează festivalul, care sunt tot felul de standuri, cultura maori, cultura aborigiană, cultura neozelandeză. Asta reprezintă Noua Zeelandă în străinătate, să pune preț mare pe cultura neozelandeză. Oriunde ți arunci ochii în Noua Zeelandă, găsești ceva care merită să fie transpus pe pânză. Printre cei mulți care fac asta, Valentin D'Angelo a reușit însă să se remarce. Tablourile sale pornesc de la o variată gamă de teme, locuri, oameni, relații umane, întâmplări fericite sau tragedii. Acum, după ce destinul l-a lovit puternic și a pierdut-o pe unica sa fică, Astrid, lucrează retras în atelierul în care însingurarea se simte din plin. Pictează în fiecare zi pentru că vrea să lase orașului Auckland o măsură a trecerii sale pe aici. În creațiile sale îi aduce un ultim omagiu fiicei, Astrid, pentru că fără ea nu ar fi avut atâta bucurie, durere și iubire pe care să le exprime artistic. Noua Zeelandă este țara care am venit pentru fiica mea și care mi-a dat o șansă să mă afirm. O șansă imensă să mă afirm. Aici suntem egali, all the animal are equal. Toți suntem egali, particip la galerii și clienții stabilesc dacă ești bun sau nu, pentru că ei cumpără. Critica poate să scrie extraordinar despre tine, dacă nu te cumpără clienții, te apuci de altă profesie. Sunt 20-30 de pictori români, dar din păcate nu toți și-au găsit calea. Trebuie să ai puterea să te schimbi. România mea este Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Emil Cioran, Sergiu Celibidache, Tudor Vornicu. E o Românie minunată în sufletul meu și muzica din Transilvania îmi place extraordinar. Îmi place România mioritică, îmi place România care o știu eu. A
mers cu Valentin D'Angelo în Orewa, cel mai bogat oraș din Noua Zeelandă, o destinație turistică preferată unde se stabilesc mulți pensionari europeni. Se spune că în această comunitate unul din trei locuitori pictează. Locurile neozeelandeze, peisajul lor sălbatic de frumos, nu numai că inspiră, ci și invită la meditație prin artă. Pictorul român și-a dat seama că pentru a supraviețui artistic trebuie să fie în circuitul expozițional de la Orewa. Sunt cu David Paul, care este directorul Estuary Art, o galerie foarte importantă pentru cultura neozeelandeză. Aici câteodată sunt invitat să expun și eu cu alți artiști profesioniști din Noua Zeelandă. David Paul este el însuși un artist și sprijină cultura în Noua Zeelandă și ne sprijină cultura europeană. David are mare admirație pentru România și în fiecare zi muzica este cu Gheorghe Zanfir. I've known him for 4 years when we met, and I was really intrigued by his work and asked him all sorts of questions about why and how he came to be here. So yeah, he's been part of this gallery since we opened, which is 2.5 years ago. So he's been a regular exhibitor here, giving his influence from Europe, which one of our policies is to embrace everything of all types of artwork. My paintings, yes. Oh well, it's very much influenced by Europe as well, of André Derain is one of the ones who influenced me a lot, and the Italian artist Giacometti as well has been a big influence on me, and it reflects in my work. Cu siguranță Valentin D'Angelo știe să ofere și să primească prietenie. Pentru el, odată cu trecerea timpului, chiar și simplele relații de afaceri s-au transformat în legături umane mult mai profunde. This is my very good friend D'Angelo Valentin, also known as Ilia Valentin, many aliases. I met Valentin 8 years ago and was very, very impressed by the magnitude of his talent. I bought 2 paintings of him, and I have been a good friend, a mentor, his assistant, and a past girlfriend. He's a very impossible man. I've met quite a number of Romanian people. I find them very warm, friendly people. They're very, very lovely people. And they have a wonderful humor and they animate we Kiwis. And the culture, New Zealand is a new country, and we very much appreciate the culture coming into our country. They love to party, some beautiful parties with the Romanian people, very charming, beautiful ladies. And for the first time, somebody kisses me on my hand. The Kiwi men are not so romantic. They love boating, outdoors. Shipping, fishing. Fishing. Not so much the ladies. Not so much the ladies. So welcome Romanian men too. The handsome, young, yes. Pe Valentin îl apreciez foarte mult pentru că, deși a emigrat la o vârstă înaintată, a făcut tot posibilul, tot ce a stat în putere să se adapteze și să privească Noua Zeelandă ca pe o casă, fără să se plângă foarte tare de ce a pierdut sau de vârsta pe care o are. Face tot posibilul să fie o persoană adaptabilă și eu cred că a reușit să arate că poate. Adina Dumitrache și soțul ei, Cristian, au venit în Noua Zeelandă cu gândul că se vor transforma rapid în neozeelandezi adevărați. Pentru că sunt o familie tânără, dinamică și dornică de afirmare, nu vroiau să se vadă în atitudinea și în obiceiurile lor că abia au venit în insule. Suntem într-un loc foarte faimos din Auckland. Cred că vi s-a întâmplat până acum deja, ca toată lumea să vă recomandă să veniți aici, pentru că este un loc deosebit. Și poate și proximitatea de Auckland, faptul că este doar la aproximativ o oră de Auckland, îl face și așa de căutat de oameni. Suntem în Muriway Beach.
După cum vedeți, este un loc destul de sălbatic, cu puțină civilizație. Nu sunt hoteluri, nu sunt moteluri sau alte lucruri cum suntem obișnuiți să vedem în Europa. Pur și simplu sunt niște căsuțe aruncate pe dealuri și bănuiesc că acestea sunt private. Și majoritatea oamenilor vine din oraș aici pentru un weekend sau doar pentru plajă. Foarte curând și-au dat seama că nu au cum să renunțe vreodată la sufletul românesc. De aceea au decis în urmă cu câțiva ani să editeze în voluntariat revista Pagini Românești din Noua Zeelandă, care e deopotrivă o lectură plăcută și interesantă și un mijloc de comunicare între românii de acolo. Revista Pagini Românești din Noua Zeelandă este făcută de mine și de soția mea, Adina Dumitrache. Avem și o seamă de colaboratori de peste tot în întreaga lume. Avem chiar și în Franța și în Italia, peste tot în întreaga lume. În general, noi doi facem revista, ea face corectura, avem articole fiecare dintre noi, avem deadline-ul, este ca o mică industrie. Mai și întârziem cu revista, dar ni se scuză. Probabil că fiecare dintre noi avem nevoie de ceva în afara vieții cotidiene, ceva deosebit care să ne facă să simțim că merită să trăim. Adică, nu știu, poate e prea mult spus, dar ne aduce o bucurie. Greu să vorbesc despre revistă când suntem într-un așa cadru. În general, revista se face la computer, în birou. Ne place foarte mult să ieșim, avem și de altfel și în revista avem documentare despre natura din Noua Zeelandă și toate lucrurile astea frumoase din jurul nostru. La început, prietenii noștri care erau de mulți ani deja stabiliți aici, care călătoreau mult mai mult decât noi, ne-au propus să ne trimită poze din călătorile lor și așa a început proiectul cu călătorile din Noua Zeelandă. Noi n-am putea să fim peste tot, deci avem nevoie de ajutoare la asta. Da, într-adevăr, am ajuns la anul 5, 53 de numere, mergem înainte. O revistă de limba română care încearcă să păstreze puțin din spiritul românesc aici, în capăt de lume. Orice publicație în limba română este importantă, orice emisiune în limba română. În primul rând că păstrează puțin din România în sufletul nostru, ca și postul de televiziune TV Internațional. Și cred că este importantă pentru a ține un fel de jurnal al zilelor pe care le parcurgem în emigrație și în diasporă. Este o viață destul de complicată. O viață destul de complicată înseamnă, ca peste tot în lume, stres, înseamnă multe griji, destule probleme, știu eu, dorința de a te adapta cât mai repede, de a te integra cât mai repede, dar deja astea sunt vorbe care se spun mereu. Este viață complicată, înseamnă exact ceea ce înseamnă o viață complicată. Pentru noi a devenit o viață obișnuită, deci nu mai ne dăm seama, nu mai facem mereu comparația între România și Noua Zeelandă, deși undeva în spatele minții noastre va fi întotdeauna această dilemă, unde este mai bine și dacă am făcut o alegere bună sau nu. N-aș putea să spun că am venit în Noua Zeelandă în mod special pentru natură. Deci, mai degrabă că am regăsit natura aici. N-aș fi ales să emigrez într-o țară pentru natură. Dar odată ajuns aici, am dat seama cât este de importantă. Pentru că toată lumea vorbește despre asta. E cam ceea ce poți să vezi în Noua Zeelandă, natura. Cred că a fost o întâmplare a vieții noastre, că am ajuns aici. O întâmplare fericită, cred că din cauza asta. Și în America, și în Canada, și în Australia sunt asemenea locuri, dar știi cum este, ajunge într-un loc și te îndrăgostești de el. Este greu de explicat iarăși, dar cred că așa a fost să fie. Întotdeauna există un destin și ne trimite acolo unde trebuie să fim. Avem prieteni români. Foarte mulți dintre prietenii noștri români au plecat din Noua Zeelandă spre Australia și unii dintre ei chiar ne roagă, ne insistă să ne mutăm și noi. Dar, nu știu, poate
pentru unii este ok să se mute de mai multe ori în viață, pentru noi deocamdată credem că a fost suficient o singură dată, nu știm ce se va întâmpla în viitor. Dar, da, avem prieteni români, puțin dar buni. Da, avem și prieteni chivioți, în general sunt prieteni pe care am cunoscut prin serviciu, dar n-aș putea să spun că sunt prieteni de suflet. Deci, bine, acum, iarăși, probabil că prietenii cei mai buni ți-i faci în copilărie sau în tinerețe și probabil că aceia își rămân prieteni pe viață. Cei pe care ți-i faci după o anumită vârstă, cred că rămân mai mult prieteni de familie. Bănuiesc că peste tot în lume sunt locuri frumoase, trebuie să spun asta și sunt sigură că sunt locuri frumoase. Important este să ai timp și să mergi în locurile respective la sfârșit de săptămână și să îți încarci bateriile indiferent unde te afli. Noi suntem foarte norocoși aici în Noua Zeelandă pentru că sunt foarte multe astfel de locuri unde nu te simți încorsetat, unde te simți foarte liber. Când mergi, poți să mergi oricum, oricând, nu se uită nimeni la tine în sensul că nu trebuie să ai un anumit echipament când vrei să ieși în weekend sau poți să te duci oriunde îți dorești și asta este o liniște sufletească, așa că oricând poți să te sui în mașină și să mergi undeva într-un loc plăcut și relaxant. Asemenea lui Valentin D'Angelo și familia Dumitrache este un exemplu de reușită în îndepărtata țară a maorilor. Tineri sau mai în vârstă s-au adaptat deja ritmului vieții din societatea neozeelandeză și au găsit rostul lor acolo. Ceea ce fac ei zi de zi și an de an demonstrează însă că nu și-au uitat originile românești. Pe lângă rădăcinile de curând prinse în tărâmul Noii Zeelande, rămân la fel de profunde și cele care îi leagă de patria mamă.